Polițiștii Băcăuani au desfășurat în data de 23 martie activități de informare și prevenire a victimizării în rândul refugiaților din Ucraina. Acțiunile s-au desfășurat împreună cu reprezentanți ai Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, Centrul Regional Bacău. Activitățile au vizat cetățenii ucraineni găzduiți în 4 locații din orașele Slănic, Moldova și Târgu Ocna. Ei au primit materiale informative în limba ucraineană și engleză, dar și sfaturi utile în contextul actual. Mai exact despre contactul cu autoritățile locale, solicitarea de ajutor prin 112, prevenirea înșelăciunilor, a traficului de persoane și a altor infracțiuni. Participanții au arătat interes față de informațiile pe care le-au primit și au solicitat consiliere pentru alte situații particulare la care polițiștii băcăuani au venit cu răspunsuri și precizări în ajutorul lor.